Cel mai tare restaurant din tot Dubaiul, da? Rețineți, nu greșesc cu nimic. Da? Este restaurantul Luolaroiu, unde și el. Are acțiune. Nu e coproprietar. Da. Restaurantul Luolaroiu, dacă vrei să-l faci, să-l fi făcut eu acum, mă costa peste 15 milioane de, de dolari. Nu să-l construiesc. Că dacă îl construiesc, mă costă 100 de milioane. Numai că nu mai, e al lor proprietate. Și mm. ei l-au închiriat. Înțelegi? Dar ăla e restaurant care dă în jur de 100 de mii pe zi. 100 de mii de, de euro pe zi. Produce profit. Profi, profitul. Da. da. Bani la buzunarul patronilor. Da. Eu am fost acolo. Adică... E cel mai tare al orăroiului? Eu, eu nu mă duceam. Da. Dar mă sună fiul meu. Băi, tati, ce faci? Bă, mă duc la... Bă, Gal. Un, un restaurant absolut uh, superb. Ne-a dus unul Cristi de îi zic ăștia al Păreclez birlic un, un tip uh, foarte simpatic și deștept și cu uh, un multimilionar uh, un Dorin uh, Matei, un, un tip foarte deștept. Uh -huh. asta și ne-a invitat la la, asta, la la Gală. La Gală. Și am vrut să ne ducem să mă duc la. fuseseam cu ei, cu două serii înainte, uh -huh. la Gal, uh -huh. și eu m-am simțit extraordinar. Ceva de vis. Uh -huh. adică... Dar ce, ce mănânci? Dar ce Nu, nu care, care? Carne, fructe de mare. De toate. A ei, tot? Ei, ei nu-ți dau numai fructe de mare. Uh -huh. nu, ei combină cu. Da, cu, cu... Deci toate nebunile de pe Pământ. Da, 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 nu, e ceva fantastic. Uh -huh. Fii atent aici. Așa, te sună Bogdan sună Bogdan tati, ce faci? Păi mă duc la gal. Uite, sunt invitat, că eu eu n-am plătit cazarea un leu. Am dormit la uh, cu toții în apartamentul Unețoiu, uh -huh. unul din apartamentele Unețoiu care este uh -huh. pe malul uh, apei, uh -huh. în GBR. Da. O, o nebunie de, de apartament. Păi ești tău. pensionar de că nu poți să plătești. Da, sigur. Ești pensionar, no, știi sunt, cum ești am, pensionar. Amărut am și am prieteni, am prieteni. Da. Și Mă sună Bogdan. Tati, ce faci? Păi mă duc la gal cu prietenii. Bă, te rog, eu frumos m-a sunat ororoi. Și spune că ai venit în Dubai și nu te duci. Eu n-aveam telefonul lui ororoi. Da. Și nu l-am nici acum. Da. I-am mulțumit prin TikTok și îi mulțumesc și acum uh, pentru asta. Ți-a rezervat masă, te rog, tati, uh, ei sunt prieteni, știi că... Da, da, Bogdan, Bogdan e prieten bun. Bogdan cu cine, auzi, sunt... cu cine nu-i prieten nu, Bogdan, da, că e un băiat atât de... No, Bogdan Colorăiu, prieten, frăție, prieten. Frăție, frăție, frate, înțelegi? Nu, dar da. încă o dată te întreb, cu cine Bogdan nu-i prieten? Stai că e un azi. băiat atât de bun Bogdan, că îl iubește toată lumea. Stai lume. un pic, mie nu mi-a spus Bogdan că... Uh, sunt invitat de Oloroiu și uh, uh, e masa gratis. Da. Mi-a zis, că ți-a rezervat o masă. Fii și și el. Da. Fii atent aici. Bine, mă, dacă mi-a rezolvat, mi rușine să nu mă duc la uh, Olaroi. Auzisem că e frumos. Uh -huh. Eu nu-l văzusem, el da. Olăroiu e restaurantul ăla cu avionul la mare în interior, nu? Nu e un avion, un cap de, de avion de vânătoare. Așa, bun. Uh, așa. Ți-l arăt în... în, că am fotografiat. Găsesc băieții poze. Ha? Da, nu, nu, dar da, îi dau eu dacă... Uh, vor. așa. Și ne-am dus acolo, eu m-am dus mai devreme. Fiul meu mi-a zis, bă, nu te duce prea devreme, că acolo... Sănătate. Cervețele Sănătate! Mea... Le aducem acum. Aduceți niște așa. șervețele, băi, de E adevărat ce spui, și... așa da. se zice. Fii atent. Și uh, o masă în centru, ca să vedem tot ce este. O nebunie când am intrat, nu mai văzusem așa ceva și am văzut în toată... În da, am văzut la Tokyo Uh, unul asemănător și la New York. Uh -huh. am, am mai văzut unul tot așa înalt de 15 metri înălțime. Uh -huh. Înțelegi cu se vedea din restaurant, se vedea uh, Burj Khalifa uh -huh. luminat. Era ce, uh, de la hororoiu, nu? De la ora e cel mai... Se vede Burj Khalifa luminat. Doamne, e o nebunie. De e la cel, mai tare, restaurant din cel Dubai? mai tare restaurant din Dubai. Deci, Olăroiu e, pro e proprietar la cel mai tare restaurant din Dubai. Din -o tot Dubai, Dubai coproprietar. Sau e, zici tu, acum, O Nu pe vă dau cuvântul meu de onoare. Nu mai punem mâna pe aia. O să se ducă uh, multă lume după ce spun eu acum. Și toată lumea să-mi spună dacă. sau uh, uh -huh. uh, de frumos, extra. Le iar, plătești tu mesele, iar de mâncat, Iar de mâncat, fraților. Uh. Bine. Poate că au știut. Uh, cine sunt. Da. Și dacă... Cât să mănânc seara la ora adică 11? Adică ce ai mâncat? și mie. Ce? Dăm zi așa, zi așa, trece în revistă așa. Mai toate fructele de mare posibile, făcute în toate stilurile, uh -huh. pește, carne, 3-4 feluri de carne, la carne, și uh, asta stă bine uh, pe scobar. La, la, are un fel de carne care și el bate multe. Da, da, mai uh, maturată, mai nu știu cum. Nu știu ce dracu îi face și asta, că e o carne extraordinară uh, aici. Dar nu pot să spun că am. A fost 15 feluri de mâncare. Da, dar ai ciugulii de peste tot. Da, nu poți să Curcubeu pe ceruguri, da, așa așa, da. da. Cât ce... e o masă din asta în mod normal? Am înțeles că n-ai, că te-ai invitat. Cât e o masă în mod normal? În mod normal, 3000 de euro. Cam 3000 de euro, nu? 3000 Bun, și ca să revenim, restaurantul ăsta lui Olăroiu, deci dacă tu îl faci acum... Și faci, cum să spun, faci... Dacă îl amenajezi nu ca da? dacă îl construiesc, trebuie să am 100 de milioane de dolari. Bun, și dacă doar îl amenajezi? Între 10 și 15 milioane.